Deja mii de refugiați au încercat să fugă de violența organizației SEAL din Irak. Numărul lor poate crește în mod semnificativ. În spatele meu se află una dintre taberele de refugiați din nordul Irakului. În această tabără locuiesc 20.000 de oameni și încă 30.000 în apropiere. Conform experților, căderea orașului Mosul poate genera cea mai mare criză din ultimele decenii. Poate deveni o catastrofă mondială. Matthew conduce lucrarea Samaritan's Purse din Irak. El spune că oamenii care pleacă în prezent din Mosul diferă de refugiații care au fugit de SEAL în vara anului 2014. Deportații din Mosul au trăit încă 2 ani sub ocupația organizației Statul Islamic. Ei au fost martorii terorismului cel mai crunt care a existat vreodată în lume. Au fost influențați de Statul Islamic. El spune că astfel, acest efort umanitar devine mult mai periculos. Având în vedere că 1 milion de oameni pot fi dislocați în deșert, aici, în Irak, este logic că vor exista celulele Statului Islamic între acele grupuri de oameni. Astfel, ne vom confrunta cu noi provocări. În ciuda pericolului, el consideră că această situație este o oportunitate pentru biserică, dar mai ales pentru tineri. Acești tineri au urmărit comportamentul membrilor Statului Islamic și își amintesc de tot ce au învățat de la ei. Urmează să fie mutați în regiune și îi vor observa pe cei care îi vor primi și îi vor sluji. Organizația noastră îi primește. Noi credem că Iisus ne-a poruncit să le dăm câte un pahar de apă rece dușmanilor noștri și să-i slujim. Noi vrem să fim prezenți. Dorim să fim mâinile și picioarele lui Iisus Hristos când acești copii, adulți sau aceste posibile celule ale Statului Islamic au nevoie de noi. El spune că este mare nevoie de rugăciune. Situația este complexă. Îi cer bisericii din America, din Occident, să se roage. Nu avem toate răspunsurile. Nu știm cum să păstrăm siguranța. Este o chemare periculoasă. Vă rog să vă rugați pentru oamenii care vor fi mutați, ca Dumnezeu să le înmoaie inima pentru a fi receptivi la mesajul primit de la urmașii lui Isus, aici, în deșertul din Irak. Trying to provide.